Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru doar câteva momente și permiteți-mi să vă citesc în această zi un verset și jumătate. Din acest cuvânt cred și îmi doresc că Dumnezeu poate să vorbească inimilor noastre și să plecăm acasă oameni mai puternici, mai revigorați, oameni plini de speranță și de dorința de a trăi un Dumnezeu mare și suveran. Evrei, capitolul 13, vom citi versetul 8 și prima parte a versetului 9 și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rugăm din toată inima în momentele care urmează să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să copleșească inimile noastre. Suntem aici oameni care avem nevoie de Tine, oameni care vrem să plecăm acasă schimbați, transformați, încredințați că Tu rămâi un Dumnezeu puternic. Te rog din toată inima să privești cu a Ta milă și îndurare peste noi și numele Tău să strălucească peste viețile noastre. Te rog să binecuvintezi pe toți acei care sunt prezenți aici și Te rugăm să lași Tu prezența Ta divină peste noi. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea creată și fraților pentru invitația făcută. Și îi mulțumesc Domnului și pentru faptul că am putut să îi aud și pe frații Magda, care trebuie să vă mărturisesc că în seara asta ați înviorat inima mea și m-ați făcut și un pic nostalgic. În anii tinereții mele am cântat și eu într-un grup din ăsta așa ca voi și mi-am adus aminte de momentele alea frumoase pe care le-am petrecut cu prietenii mei cu care cântam. Așadar, cam toți care au început cântăreți și au făcut treabă bună au ajuns păstori. Dumnezeu să vă ajute să vă țineți de Domnul și de aici pe mai departe. Pentru că, dragii mei, știu că suntem aici oameni diferiți, am venit cu nevoi diferite, cu dorințe diferite, cu așteptări diferite. În schimb, ceea ce pe mine mă încurajează într-un mod extraordinar e că chiar dacă noi suntem oameni diferiți aici, suntem înaintea aceluiași Dumnezeu mare. Pentru mine e o reală bucurie să mă laud cu Dumnezeu. E o reală bucurie să spun ce fel de Dumnezeu am. E o reală bucurie să povestesc despre măreția lui Dumnezeu și despre modul lui de lucru. Despre faptul că Dumnezeu îl iubește pe om și în generația asta. E adevărat că trăim într-o generație ciudată, trăim într-o generație complicată pentru faptul că suntem așa contemporani, pentru faptul că noi trăim anumite evenimente, parcă nu le simțim la adevărata lor amploare, dar să știți că poate copiii noștri sau nepoții noștri care vor învăța prin cărțile de istorie peste ani de zile de aici înainte ce am trăit noi în 2020, 2021, de ce nu 2023, se vor mira și poate vor zice: mă, săracii de ei, ce greu le-a fost. Pentru că e adevărat, nu trăim vremuri ușoare, nu trăim vremuri așa foarte relaxante. În schimb, în toată perioada asta a istoriei, a vremurilor, Dumnezeul pe care noi îl avem rămâne același Dumnezeu mare. Rămâne un Dumnezeu suveran, rămâne un Dumnezeu atotputernic. Într-una din zile, și așa s-a născut predica asta, cineva pe un pat de spital, o doamnă mă întreabă și îmi spune: pastore, te rog frumos să-mi spui și mie ce fel de Dumnezeu ai. Eu am încercat așa să-i spun de Dumnezeul meu, dar femeia aceasta mă oprește și zice: stop, vorbărea multă, uite, mie așa, în trei propoziții mari și late, să-mi spui scurt și la subiect, oarecum, ce fel de Dumnezeu ai.
Să știți că pentru moment oarecum m-a blocat, o zbă așa scurt, că noi știm să zicem vorbe multe, știm să îl așezăm pe Dumnezeu în ilustrații frumoase ale Bibliei și avem ce spune. Dar femeia aceasta vroia foarte pe scurt. Zi-mi în trei cuvinte, îmi spunea ea, acum în trei cuvinte nu puteam, dar zi-mi în trei cuvinte, în trei propoziții, zice, spune-mi ce fel de Dumnezeu ai. Era pe patul de spital, era așa să tragă să moară, era într-o situație extrem de grea. O situație în care parcă îi plângeai de milă. Cred că în inima ei vibra ceva din Dumnezeu, dar îmi pune mie întrebarea asta, care pentru câteva momente m-a blocat. M-am gândit și am început să-i povestesc dumnea ei și celor care erau cu mine la un moment dat și am zis, mă, pot să spun ce fel de Dumnezeu am, așa, în trei propoziții, pot. Și vreau să vă spun în această seară, celor care sunteți prezenți, pe unii vreau să vă asigur de ce fel de Dumnezeu avem și pe alții, altora vreau să vă reamintesc ce fel de Dumnezeu avem. Vă spuneam mai devreme că suntem oameni diferiți. Am venit aici cu așteptări diferite, cu dorințe diferite, cu situații în viață diferite, dar suntem înaintea aceluiași Dumnezeu. Și ascultați-mă, Dumnezeul pe care noi îl avem, Dumnezeul pe care eu îl am, să țineți bine minte, este un Dumnezeu interesat de om. Dumnezeul pe care eu îl am e un Dumnezeu interesat. Și am început să-i povestesc acestei doamne: doamnă, ascultați-mă bine și cu atenție, Dumnezeul pe care eu îl am e un Dumnezeu interesat. Ea stătea săraca în spital, nu mai căuta nimeni, nu mai întreba nimeni de ea, mai întrebau numai asistentele dacă și-o lua pastilele sau nu, cu toate că la viața ei a fost o doamnă cu o poziție în societate bună, a ieșit la pensie, copiii plecați departe, nimeni nu i-a mai interesat, fiecare a fost cu viața lor, se vedea că a fost o adevărată doamnă, dar la ce o mai ajuta? Tot stilul ăla elegant, tot stilul ăla extraordinar, la ce o mai ajutat? O să dea pe un pat de spital, depindea de niște asistente care îi aduceau medicamentele, depindea de niște asistente care trebuia să o ducă până la toaletă și să o aducă. Și mă uit la această doamnă și îi spun, ascultați-mă bine, Dumnezeul pe care eu îl am e un Dumnezeu interesat. În momentul ăla parcă și în inima mea a început să vibreze și am zis, da, glorie lui Dumnezeu că a rămas un Dumnezeu interesat de noi. Un Dumnezeu care e curios, e curios de viața ta, e curios de familia ta, e interesat de trăirea ta, e interesat de durerile tale, e interesat de ceea ce tu faci în fiecare zi. E un Dumnezeu interesat. Deseori societatea vrea să-l zugrăvească pe Dumnezeu undeva în colțuri istoriei, dezinteresat de ce se întâmplă, un Dumnezeu rău care așteaptă într-o zi să vină judecata. Oh, asta se mai datorează și unora care îl văd pe Dumnezeu numai ca un judecător care într-o zi o să dea sentințe aspre, iar o să-i bage pe oameni în iad și o să termine cu ei. Și la un moment dat și societatea asta, vremurile în care noi trăim, îl zugrăvește pe Dumnezeu în felul ăsta. Dezinteresat de om, omul trece prin încercări, trece prin boală, trece prin suferințe, Dumnezeu nu-l interesează, stă undeva acolo bine mersi în cer și omul se chinuie pe pământul ăsta, nu-i adevărat? Ascultați-mă bine în seara asta, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu interesat. E interesat de viața ta, de sufletul tău, de trăirea ta, e interesat de veșnicia ta, e interesat de ceea ce tu faci în fiecare zi. E un Dumnezeu care e interesat de ceea ce tu deprinzi în fiecare zi. La un moment dat vine Domnul, pentru că, ca să vedeți cât e de interesat Dumnezeu, Iisus Hristos, de oameni, la un moment dat trece Domnul printr-o cetate. Și orbul Bartimeu stătea acolo, striga din răsputeri, dar parcă cei care îl certau, încercau să-l oprească, bă, ta, strigau ea mai tare ca el, mă, taș că nu te aude, n-are vreme de tine. Dar la un moment dat Domnul aude strigătele și se oprește, deci aduceți-l pe Bartimeu, vino că te cheamă, de ce? Ai trezit interes în Iisus Hristos pentru tine. Vine Bartimeu și ascultați, pentru că așa face un Dumnezeu interesat, îi pune la Bartimeu o întrebare, ce vrei să-ți fac? Și în seara asta Dumnezeu, pentru că e interesat de tine și de viața ta, spune întrebarea asta, cam ce vrei să-ți fac? Oh, dar în fiecare dimineață în care te trezești, Dumnezeu te întreabă, cam ce mai ai de gând să mai faci astăzi? Dumnezeu, la Domnul Iisus, se duce la un moment dat la scăldătoarea de la Betesda și acolo era un om care n-apuca să intre în scăldătoare și îi pune Domnul aceeași întrebare și îl întreabă Domnul, vrei să te faci sănătos?
Pentru că un om care era lăsat de izbeliște de către ceilalți, care nu prezenta interes în fața altora, vine Domnul Iisus și își arată interesul. Vreau să vă spun ceva, același stil de lucru îl are Iisus Hristos și astăzi. Trece Domnul prin cetatea vieților noastre, trece Dumnezeu prin biserică, trece Dumnezeu pe lângă noi și pune Dumnezeu întrebări pentru că e interesat. Marea problemă e că nu se mai găsesc oameni care să mai fie dispuși să răspundă la întrebările Dumnezeului interesat. Uitați-vă la Bartimeu, vrei să te faci sănătos? Ar fi putut să zică Bartimeu, dar ce-i cu întrebarea asta? Pe cum să nu vreau? Dar Bartimeu a înțeles esența întrebării, a înțeles interesul lui Iisus Hristos. Da, vreau. Ce vrei să-ți fac, întreabă Domnul? Păi vreau să încapăt vederea. Vreau ca să văd și eu cu ochii mei. Vreau ca să pot și eu să umblu singur, să nu mă mai duc alții de mână. Domnul își arată interesul într-un mod extraordinar. Ascultați-mă bine. La un moment dat spune Biblia, că într-o îmbulzeală maximă, în care toată lumea se îmbulzea, o femeie cu o problemă mare, cu o scurgere de sânge, vine și se atinge de poala hainei lui Iisus Hristos. Acum, logic, în momentul în care toată lumea se îmbulzea, a fost cu siguranță atins și de alții. Dar femeia asta vine și se atinge de Iisus Hristos, fiind convinsă că Iisus va fi interesată de ea. La un moment dat, Domnul se oprește și zice, stop, că cineva s-a atins de mine. Doamne, păi nu vezi ce îmbulzeală e aici? Păi nu vezi câți care se înghesuie? Nu. Zice, cineva s-a atins aparte, cineva a înțeles că eu am un interes extraordinar față de oameni și a venit cu o credință formidabilă aici să se atingă de haina mea. Pentru că Domnul vine și spune că și din mine a ieșit o putere. Ascultați-mă bine, în momentul în care Dumnezeul interesat pune întrebări, și omul e gata să răspundă la întrebările Dumnezeului interesat de tine, ia-s o putere formidabilă care se mai poate vedea și în generația asta. Să nu uitați, Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu interesat, pentru că interesat trece pe lângă tine. Dar se pune întrebarea extrem de importantă, omul își mai arată interesul față de Iisus Hristos? Pentru că e interesat, te lasă să-L atingi. Te lasă să te duci lângă El, să te apropii de El, e interesat de viața ta. Pentru că, dragii mei, interesul lui Iisus Hristos în dreptul oamenilor e unul formidabil. Ascultați-mă, e atât și insist un pic pe tema asta, ca să puteți să-i memorați aspectul ăsta, să vă rămână implementat în minte. Dumnezeu e interesat de casa ta. Dumnezeu e interesat de viața ta. Te trezești mâine dimineață și să te trezești cu gândul ăsta, Dumnezeu e interesat de mine. Societatea spune, bă, Dumnezeu n-are nicio treabă cu tine, ba, vei spune, e interesat de mine, va mai striga și din cer și pentru mine, așa cum s-a apropiat de Bartimeu, mă va întreba Dumnezeu și pe mine, dacă mai am nevoie de El. Dumnezeu te va întreba în diverse forme. Să nu uiți, societatea va încerca să implementeze în mintea noastră din ce în ce în tot mai puternică, Dumnezeu e total dezinteresat. Că Dumnezeu nu are nicio treabă, că Dumnezeu nu vrea să se apropie de tine. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu interesat în fiecare zi. Sau foarte des Dumnezeu e gata să-ți dea semnale. Multe situații din viața noastră sunt semnalele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e interesat de tine. Îl trimite Dumnezeu pe Iona la cetatea Ninive și strigă Iona încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Era semnalul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era interesat de oamenii ăia din cetatea Ninive. Și vine Dumnezeu și ne dă diferite semnale. Vine Biblia și spune, bunătatea lui Dumnezeu, tu nu o vezi? E semnalul lui Dumnezeu. Faptul că te-ai trezit azi dimineață, faptul că ai putut să-i strângi pe cei dragi în brațe, faptul că ai putut să mergi pe picioarele tale, faptul că ai putut să nu fii în spital în momentele astea, faptul că nu ești în terapie intensivă, ăsta e semnalul bunătății lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin bunătatea pe care ți-o arată, vrea să spună, Dumnezeu, sunt interesat de tine. O, e un Dumnezeu atât de interesat de oameni. Și se mai uită la viața oamenilor, se mai uită la trăirea oamenilor, se mai uită la alergarea oamenilor. Dumnezeu e interesat și îți dă semnale.
Oh, deseori, ascultați-mă bine, nu respingeți uneori încercările. Deseori, când vine câte o încercare, vrem să o respingem, să nu se atingă de noi, nu sunt ușoare. Nu le dorim. Dar când Dumnezeu te lasă să ajungi într-o încercare, să-ți pui întrebarea, mă, oare nu e semnalul lui Dumnezeu că El e interesat de mine? Oare nu e semnalul lui Dumnezeu că e interesat de viața mea? Cam că a lăsat societatea să-mi ducă mintea în altă parte, să-mi ducă privirea în altă parte. Să nu mai fiu conștient că pe Dumnezeu îl interesează ce eu fac în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu e interesat de tine, îți dă semnale, ascultați-mă, pentru că Dumnezeu e interesat de tine, e Dumnezeul care vrea să facă ordine. Intră Dumnezeu în viața unora și care îl lasă și începe Dumnezeu să roscolească anumite aspecte. Intră Dumnezeu în viața omului, sunteți în această seară cu inimile deschise. Pentru că sunteți cu inimile deschise, Dumnezeu intră. E interesat de tine și când intră, începe să facă ordine. Ascultați ce zice Biblia, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, atenție, voi intra la el. Când Hristos intră în viața unui om, intră pentru că e interesat de el. Când intră în viața unui om, începe să facă ordine. Când zice Biblia în Apocalipsa, voi intra la el, se referă la aspectul ăsta, intru și încep să-i arăt starea în care el se află. Ați văzut că deseori omul nu se simte bine în pielea lui? Ați văzut că uneori anumite predici vă mai răscolesc? Ați văzut că uneori stai în biserică și la un moment dat zici așa că n-ai avea stare, ceva nu e ok, ceva nu te simți tu foarte bine, se învârte ceva parcă tot în viața ta așa și îți vine să pleci, dar nu pleca. E semnalul lui Dumnezeu că e interesat de tine. A intrat Dumnezeu în dezordinea vieții tale și când intră în dezordinea vieții tale, prima dată nu-ți place. Că începe Dumnezeu să facă ordine acolo. Pentru că Domnul era interesat de templu. Biblia spune, noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Domnul Iisus era interesat de templu. Intră Domnul în templu pentru că era interesat de templu. Ce-a făcut acolo? O răsturna mesele schimbătorilor de bani. Le-a spus celor de acolo, luat acel bici, nu a fost pentru oameni, a fost pentru animale, și-a dat animalele afară. S-a dus la oamenii care au schimbat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhar și le spune, ăsta nu-i loc de bișniță, ăsta e locul unde trebuie să se audă glasul lui Dumnezeu. E un loc sfânt, n-aveți voie să-l călcați în picioare. Bă, n-a fost foarte elegant pentru oamenii ăia când Domnul răsturna mesele schimbătorilor de bani. Parcă aparent era o dezordine. Dar în dezordinea aia aparentă, Dumnezeu vrea să facă ordinea extraordinară pentru că era interesat ca în acel templu să se audă glasul lui Dumnezeu. Vine uneori Dumnezeu și te mai răscolește. Vine uneori Dumnezeu și te mai întoarce pădor și să mai spune, mă, iubește! Nu te mai ține așa de tare, bă, iubește, oprește-te! Și vine la un moment dat câte un predicator și îți dă așa punct ochit, punct lovit. Zici, bă, eu mai plecat, cum îți des pleca, mai ales în perioada de evanghelizări, sun seara acasă când mă întorc. Cum o fă la biserică? Eu știu ce predicatori am lăsat acasă, dar eu îi pun. Cum o fă la biserică? Frate Alin, o predicat extraordinar, dar ceva nu era chiar. Bă, dar ce? N-o zici ceva din Biblie? Ba, din Biblie. Nu, n-am ce să contez, zice. N-am ce să contez. Biblie, versete, o rămas, doctrină, frumos. Dar ceva, parcă știi cum e ceva. Bă, l-a fost Domnul. Te-a răscolit. Tu dacă n-ai cum să contești predica aia, biblic, dacă omul a rămas în Biblie și pe tine te-a întors pe dos, te-a răscolit Domnul că era interesat de tine. Știu că unul zice, crede-mă, pe la jumătatea predicii mi-a venit să plec. Și ai plecat? Mă, n-am plecat, dar să știi că mi-a venit, să nu cumva să crezi că ai dreptate. Dumnezeu era interesat de tine și a intrat să facă ordine în dezordinea vieții tale. Ați văzut tinerii, adolescenții, în mod special, așa un 12, 13, 14 ani, când încep să se simtă mari și tari. Stau la ei în cameră, picior peste picior, cu badoacele de cola goale, dar nearuncate, o dezordine cumplită în cameră, patul nefăcut, neaerisit, hainele s-au aruncate și stă la un moment dat ăsta meu micu relaxat. Are pretenția să bată mama la ușă
și să nu intre până când nu zice el, vezi, Doamne, intră, de cumva intră mama și dă buzna, nu-i prea place. Și vrea ca să o țină pe mama la ușă, dar știți de ce? Pentru că mama când intră, pentru că e interesată de educația copilului ei, pentru că e interesată de curățenia din camera copilului ei, mama când intră uneori așa fără să mai bată la ușă ca trupele antitero, dintr-o dată, când mama intră, începe să-și intre în rolul de mamă. Toată liniștea la copil o strică, că intră mama. Ce-s cu pantalonii ăștia? Du-i la spălat. Bă, dar mai fă și tu pătul, deschide geamul, ăsta rămâne șocat. Mai du și tu badoacele astea de cola, mai fă și tu ordine. Bă, tu cum poți să stai în camera asta, mă? Și logică, cicăleala mamei și intrarea ei în acțiune, pe ăsta mic îl scoate din dezordinea lui. Ei, după aia își dă seama și zice, bă, intra mama, a început să-mi facă ordine, ce bine e acum. Când mama face așa până când trece perioada aia de adolescență interesantă, să nu-i zic ciudată, știți cum zic cei mai mulți? Ce bine că am avut o mamă care s-a interesat de mine în fiecare zi. Dumnezeul pe care noi îl avem, Dumnezeu interesat, uneori intră în dezordinea ta, te răscolește, te sucește, încearcă să-ți facă el ordine, nu te simți bine pentru moment. Dar dacă e în parametrii Bibliei și e în drumul spre cer, lasă-l să-și facă partea. Pentru că e interesat de viața ta, e interesat de trăirea ta, e interesat de finalul vieții tale, e interesat de modul cum tu trăiești pe pământul acesta ca să poți să câștigi veșnicia, e interesat Dumnezeu. La un moment dat, știți, arată Biblia că Domnul, în momentul în care vrea să-și arate că e interesat de om, îi caută și pe alea care i-au întors spatele. În dimineața învierii spune Domnul, spune și lui Petru. Petru răscolit de toate cele întâmplate, ce spune și lui Petru, știi de ce? Că am un plan mare cu el, adu-l aici pe Petru. Pentru că Domnul, faptul că e interesat, te caută în dezordinea ta, vrea să te ajute să-ți faci ordine și începe el să lupte pentru tine. Ascultați ce zice Biblia în Psalmul 3, dar Tu, Doamne, ești un scut pentru mine, slava mea și ridicarea capului meu. Pentru că Dumnezeu e interesat, intră, începe să-ți facă ordine, pentru că te vrea în rânduială frumoasă, te răscolește pentru moment și în interesul pe care îl are ca să te vadă bine, începe să lupte pentru tine. Tu trebuie doar să calci pe urma pașilor lui. Marea durere a generației noastre e că societatea învață pe oameni să nu arate același interes față de Iisus Hristos. Marea durere e că societatea învață pe oameni că Iisus poate să-și arate interesul, că asta e treaba lui, dar omul poate să-și arate dezinteresul, că nu-i nicio problemă. Sunteți în seara asta aici pentru că Dumnezeu e interesat de dumneavoastră. Sunteți în seara asta aici și nu în altă parte pentru că Dumnezeu e interesat de durerile dumneavoastră, de casa dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu mai vrea să-ți mai spună, poate tu vei trece printr-o anumită acțiune a vieții, printr-o încercare, nu o disprețui, ascultă-mă, nu disprețui încercarea aia. E metoda prin care Dumnezeu vrea să-și arate interesul și vrea să te mai aducă la linia lui Dumnezeu, vrea să te mai aducă pe traiectoria lui Dumnezeu. În viața mea a trebuit să trec deseori prin încercări. Au fost atât de grele și de chinuitoare, până în momentul în care le consideram pedeapsa lui Dumnezeu sau le spuneam, de ce eu mai trebuie și la Dumnezeu să mă treacă pe aici? Dar în momentul în care am înțeles că Dumnezeul meu e un Dumnezeu interesat de mine și când mă trecea prin câte o vale, Dumnezeu vroia să mai îmi dea o lecție, primeam fiecare moment cu atât de mult entuziasm. Nu mi-era ușor. Stăteam de multe ori, se învârtea în inima mea două sentimente ciudate, greutatea încercării și entuziasmul lecției. De fiecare dată stăteam și mă gândeam, ce mai vrea Dumnezeu să mă învețe și pe aici? Și am putut să văd deseori că un Dumnezeu interesat te trece prin anumite momente ale vieții să-ți dea lecții, că îl interesează de tine. Încă o dată repet, diavolul și societatea spune, întoarce-i spatele, tu nu-ți arăta interesul. Fă că nu te interesează. Și Dumnezeu în seara asta strigă, sunt interesat de voi, aștept să arătați același interes. 2.
Dumnezeul pe care noi îl avem, pe lângă faptul că e un Dumnezeu interesat, e un Dumnezeu care niciodată nu te uită. Ascultați-mă. Eu spuneam la femeia asta uitată de toți. I-am zis, stimată doamnă, Dumnezeul meu niciodată nu uită. Știți cât era de beton discuția mea cu ea? Știți cât era de îndârjită femeia asta așa și se uita la mine? Spuneți-mi despre Dumnezeul dumneavoastră. Și am zis, știți, Dumnezeul meu e un Dumnezeu interesat. M-am văzut-o deja că e mai moale. Și zic, ascultați-mă bine, Dumnezeul meu e un Dumnezeu care niciodată nu uită. E un Dumnezeu care ține bine minte. Vine Biblia și arată că un pahar de apă dat în numele Domnului nu este uitat. E notat în contabilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu care nu uită și nu te uită. Vă spuneam de Petru. Dar putea Domnul să spună, dă-mă încolo de pe Petru și-o bătut joc de mine, mi-o întors spatele, o avut o atitudine atât de penibilă în fața unei slujnice să zică, bă, nu se poate, nu. E Dumnezeul care nu uită, e Dumnezeul care își aduce aminte că în locul ăla, că în încercarea aia, că în situația aia, Dumnezeu are un om. Dar ca Dumnezeu să nu te uite, țineți bine minte, omul trebuie să răspundă cu același interes față de Iisus Hristos. Dumnezeu e un Dumnezeu interesat, omul răspunde cu același interes și îl veți vedea pe Dumnezeu că El niciodată nu te uită. Eu am tot spus-o, când mă duc în cer, am câteva curiozități. Îs curios să întâlnesc câțiva oameni. Vreau să-l întâlnesc pe Gedeon, care s-a dus cu un număr mic la luptă. Gedeone, mare curaj pe tine. Vreau să-l întâlnesc pe Moise, vreo 2 milioane și ceva de oameni în jur, în urma lui, fără alegeri de comitet. Moise, vreau să-l întâlnesc pe Avram, bărbatul care a inventat una dintre cele mai formidabile expresii, Domnul va purta de grijă. Dar vreau să o întâlnesc pe fetița luată roabă în casa lui Naaman. Fetița asta, pentru mine, e excepțională. Pleacă roabă, țineți bine minte, pleacă roabă de acasă, luată prizonieră. Mi-am imaginat eu și permiteți imaginației mele că mama ei a zis, uite-te bine la mine, te-am învățat despre un Dumnezeu mare. Oriunde te duci, să știi că Dumnezeu e interesat de tine, să-ți arăți și tu interesul față de Dumnezeul ăsta. Și a arătat interesul față de Dumnezeul ăsta, denotă faptul că în momentul în care, dincolo de ușa camerei unde era Naaman cu soția lui, era groază, fetița asta bate la ușă, mi-am imaginat eu că poate mergeam fiecare zi să-i ducă ceaiul la nevasta lui Naaman. Permiteți imaginație mele. Bate la ușă, șefa, am venit cu ceaiul. Dă-l în col de ceai, tu nu vezi ce groază e la noi în casă? Tu nu vezi că ăsta acum e prinde lepră? Tu nu vezi că ăsta trebuie să plece în tabăra de leproși? Curiozitatea a fost dintotdeauna. Fetița asta mi-am imaginat eu din curiozitate, o sta din nou la ușă. Șefa, când a auzit disperarea de dincolo de ușă, ea avea un Dumnezeu de care ea era interesată, pe care nu l-a lepădat. Un Dumnezeu pe care îl simțea că și el e interesat de ea. Era un interes reciproc și acum urma să se materializeze într-o acțiune frumoasă. S-o fi uitat fetiță și a zis, Doamne, Tu m-ai uitat? Că eu nu Te-am uitat. O încredințează Dumnezeu pe fetița asta, nu Te-am uitat. Sunt Dumnezeul Tău și departe de casă. Nu Te-am uitat! Mă uit cu privirea pe Tine! Bate din nou la ușă. Șefa, auzi, pot să vă spun ceva? Am dus ceaiul. Am în țara mea un Dumnezeu și un om al Lui care poate să-L vindece pe stăpânul. Imaginați-vă ce trăire interesată de Dumnezeul mare a trebuit să aibă fetița asta, de să-l convingă pe dita mai generalul să se ducă să le spună la subartenii lui, băieți, vă faceți bagajele că plecăm. Vreo 13 ani avea fetița. Dar ce l-a convins pe Naaman ca să poată să le spună subaltenilor lui, vă faceți bagajul că plecăm, știți ce? Că ăsta nu era un om care gândea subțire. Ăsta a făcut niște analize. Bă, fata asta se bazează pe ceva. I-am văzut interesul față de acest Dumnezeu. Dar pe ce s-a bazat fata asta când a venit să-mi spună? S-a bazat pe faptul că Dumnezeu nu o uită. Că Dumnezeu își aduce aminte și de ea. Acolo, departe de casă. Băieți, vă faceți bagajele, șeful.
Nu plecăm că ți-o zis aia mică de 13 ani. Doar n-am luat-o razna. Dar nu a avut ce să comenteze. Naman era stăpânul. Dar imaginați-vă-l pe Dita mai generalul sirian că se duce la împărat. Stăpâne, îmi dai o scrisoare prezidențială? Să o trimitem la omologul tău și să-i spui că are acolo un om și un Dumnezeu să mă poată vindeca? Bă, îți dau, dar cine ți-o zis asta? Păi mi-o zis, am o fetiță, are 13 ani, îi face ceaiul la nevastă mea. Bă, omule, eu cum să pun sigilul prezidențial împărătesc pe vorba unei fetițe? Auzi, fata asta m-a convins pentru faptul că își arată un interes față de Dumnezeu în fiecare zi. O venit azi dimineață și mi-a spus, Dumnezeul meu nu mă uită și o să vedeți asta. Pentru că mi-arăt interesul față de el, Dumnezeul meu nu mă uită. Bă, s-a lăsat convins și stăpânului Naman. Îi dă scrisoare și pleacă. Bine, erau tot timpul cârcotași acasă. O pleca Naman în goană mare. Imaginați-vă că erau cârcotași acasă. Bă, fetiță, ce ai făcut, mă? L-ai pus pe ăsta pe drumuri? Tu îți dai seama când se întoarce nevindecat ce pățești? Hai să ne facem poză cu tine, că numai în poză o să te mai avem, că ăsta îți ordonă execuția, o mai ordonat multe execuții la viața lui, o să fie istorie când se întoarce acasă. Imaginați-vă o fetiță care simțea că Dumnezeu nu o uită. Le spunea colegilor ei, Dumnezeul meu rămâne un Dumnezeu mare. Dumnezeul meu nu mă uită și veți vedea că Dumnezeul meu mai poartă victorii. Lasă să vină stăpânul acasă. Se duce Naman. Omul lui Dumnezeu nu iasă la el, îi dă doar indicațiile să meargă să se scalde de 7 ori în Iordan și ăsta pleacă nervos. În toată echipa aia lui Naman mai era unul cu deștept. Șeful, dacă ți-o zis să te scalzi de 7 ori, ce e așa de greu? Dar ce e așa de greu? Hai să te scalzi. Nu, mă, nu-i mai bună Abana și Parpar de la noi din țară. Mă, șef, da, mă, de 7 ori, mă. Păi, dar ce te face pe tine să insiști? Ascultă-mă, hai, insist eu. Bă, la insistență s-o fi lăsat Naman convins. O fi zis la ușe, fui eu, țin numărătoarea. De 7 ori. Să bagă Naman strângând din dinți. Bă, voi vă bate joc de mine. Să bagă. Iasă înapoi. Șeful, mai ai 6 scufundări. 5, 4, 3, 2, 1. Iasă Naman. Merez, mă, de aici, vă bate joc de mine. Șeful, te rog eu frumos. Ascultă-mă. Cred eu. Cred eu. Dar de ce crezi? Unde lucrezi? Sunt bucătărie cu aia mică. Te-a impactat și pe tine, da. Și ce ți-a zis? Că Dumnezeul ei nu uită. Și o văd atât de interesată de Dumnezeul ăsta, care și el își arată interesul față de ea. Și o cred că mai trăit momente frumoase în care mi-a arătat că Dumnezeul ei nu uită. Te rog eu, mai bagă-te o singură dată. Că o cred eu. Se mai bagă Naman încă o dată, poate nervos și strângând din dinți, și iasă. Surpriză, nu mai e lepră. O plecat ăsta bucuros acasă, cărcota și tot acasă. Se aud ropotele de cai și zgomotul de la carele lui Naman. Ăștia, fetiță, ultimile tale clipe, asta dreaptă, o să vedeți că Dumnezeul meu nu mă uită, lasă să vină Naman acasă, că Dumnezeul meu a rămas același, e Dumnezeul părinților mei, e Dumnezeul meu, va fi Dumnezeul copiilor mei, că Dumnezeu rămâne același, Dumnezeul meu nu mă uită. Să țineți bine minte, când un om acceptă interesul lui Dumnezeu și răspunde cu același interes față de Dumnezeu, va putea să aibă parte de această atmosferă extraordinară în care Dumnezeu se arate că nu îl uită. Cele mai frumoase momente ale vieții sunt alea în care te duci și poate în singurătatea ta, în care nu poți să spui la nimeni, nu poți să discuți cu nimeni, nu poți să te destăinui la nimeni, te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și ridici privirea în sus și Dumnezeu vine și spune, dar nu te-am uitat. Da, Doamne, dar nu avem soluție. E, n-ai tu, dar am eu. Stai liniștit. Eu nu te-am uitat. Să stai în tăcere și să aștepți, zice Biblia, ajutorul Domnului, pentru că El e interesat de tine, tu îți arăți interesul față de El și El îți dovedește de fiecare dată că nu te uită. Ce mare har să ai un astfel de Dumnezeu. Și viața are labirinturile ei. Și viața are momentele ei ciudate. Că vine la un moment dat cineva și întreabă, dar pe ce te bazezi atunci când te rogi? Dar pe ce te bazezi, pe ce-ți clădești credința atunci când îi spui, Doamne, ajută-mă?
Știți pe ce îmi bazez eu credința? Atunci când îi spun lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă, întotdeauna sunt cu mintea la Golgota, prețul suprem plătit pentru noi, și sunt cu inima în a mi-arăta interesul față de Dumnezeu în fiecare zi. Când știu că eu mi-am arătat astăzi interesul și n-am trăit degeaba, că mi-am arătat ieri interesul și n-am trăit degeaba, că mi-am arătat alaltăieri interesul și n-am trăit degeaba, răspunzând la faptul că Dumnezeu și-a arătat interesul față de mine, vine viața și cotitura vieții. Stai fără de soluție, te uiți în sus și spui, Doamne, ce facem? Și Dumnezeu spune, stai liniștit, că aprind imediat luminița de la capătul tunelului să o vezi. Nu te-am uitat. L-ai văzut pe robul meu Iov? Au crezut toți de pe lângă Iov că Iov-i uitat? Au crezut toți de pe lângă Iov că Iov-i zero? Și Iov vine și spune, țineți bine minte, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Dar știți de ce? Pentru că Iov a simțit că Dumnezeu e interesat de el, a răspuns interesului lui Dumnezeu și mai apoi Dumnezeu a strigat din cer, Iov, tu ești pe grămada de gunoi cu ciobul în mână? Ăștia râd de tine că nu pricepe unde treci, spune-le că într-o zi mă voi ridica, ochii tăi mă vor vedea și nu ai altora și se va vedea că tu ai un Dumnezeu mare, Iov, nu te uit. O, ce mare har! Să spui viața în mâna unui astfel de Dumnezeu care nu te uită, care știe să-ți răsplătească paharul de apă, care știe să-ți răsplătească blighianul de gogoș, care știe să-ți răsplătească vorba bună, care știe să-ți răsplătească alergarea pentru Dumnezeu, care știe să-ți răsplătească. Știți ce mare har îi să-L simți pe Dumnezeul care nu te uită? Și în ultimul rând, Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu care e interesat de tine, e un Dumnezeu care nu te uită și ascultați-mă, e un Dumnezeu care are întotdeauna un viitor. Întotdeauna. Oamenii vor să spună, totul s-a blocat aici. Totul e praf, dincolo de atât nu se mai poate face nimic. Și vine Dumnezeu și spune, mă omule, mă, dar eu mai am viitor. S-a citit aici despre Habacuc. Nu ar mai fi boi în grajdi? Și ce dacă nu o să mai fie boi în grajdi? Nu o să mai aibă Dumnezeu viitor pentru noi? Acum tot trec tancurile astea până în România, în convoaie militare și zgribulește viața multora. Dar poate cineva să oprească mersul istoriei? Nu. Dar pot să-mi pun mâna, viața în mâna unui Dumnezeu care are întotdeauna viitor? Și să-i spun, Doamne, eu nu cunosc viitorul, dar Tu-l știi. Știu că Tu mă poți ține de mână până la final, că Tu ești Dumnezeul care nu mă lași. Vreți să vă citesc un verset din Biblie care rămâne în picioare? Până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Isaia 46. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijin și să vă mântuiesc. De ăsta e Dumnezeul care întotdeauna are viitor. Părinți care nu-și mai arată interesul față de Dumnezeu, își bagă prunci în depresie în generația asta. Și ascultați, o, amărâții de ei, zice părintele. Noi am dus-o cum am dus-o, dar nu știu ce o să mai facă ei amărâții. Nu știu că o să mai răzbească. Și stă la mic de 7 ani și-l ascultă pe dita mai omul, care are curajul să zică Tatăl nostru și Domnul e păstorul meu și care nu mai e conștient că Dumnezeul meu e Dumnezeul viitorului. E Dumnezeul care nu pierde niciodată. Pentru că în moment totul pleacă de aici. Dumnezeu e interesat de tine. Tu îți arăți interesul față de Dumnezeu printr-o trăire așa cum Dumnezeu cere. Dumnezeu își aduce aminte de tine când tu ai nevoie. Și strigă în fiecare zi, viitorul e în mâna mea. Și vin globaliștii. Și vine uniunea nu știu care. Și vin ăștia care vor să împânzească mapamondul cu stricăciuni. Și parcă strigă, pământul e al nostru, viitorul e al nostru. Și eu vreau să strig împotriva lor, nu uitați, Dumnezeul meu e Dumnezeul viitorului. Faceți doar cât El vă îngăduie.
Sunt o nimica toată fii oamenilor înaintea lui. Sunt ca iarba care acum e verde, apoi nu mai este. Eu sufla, ori dispărut. Dar Dumnezeu rămâne. Știi ce mare har e să-ți arăși tu interesul față de un astfel de Dumnezeu? Să te încredințezi în fiecare zi, viitorul e în mâna mea? Știi ce mare har e să fii conștient că Dumnezeu nu uită? Vă spun două aspecte, le-am tot spus în ultimile predici. Eram în clasa a patra și mi-am adus aminte de ceea ce vă spun acum într-un moment greu al vieții mele. Am zis, Doamne, de ce să mă mai agăț să fiu convins că Tu mă asculți? M-am pus pe genunchi și în fața ochilor mei se derulează următorul moment. În clasa a patra am avut la mine în clasă 32 de elevi, acum clasele sunt mai mici, mai aerisite, noi înghesuiți, îngrămădiți. Am avut un coleg în clasă, dezastru planetar, ți-era groază să stai lângă el, îi bătea pe toți, îi mușca pe toți, îi înjura pe toți. O și rămas săracul repetent în a patra. Singurul lui moment de liniște era în pauza mare. Pentru faptul că noi deschideam pachetele de acasă, mâncarea, și ăsta săracul n-avea ce să mănânce, se punea în bancă, stătea cu minte 20 de minute. Acum eu, noi fiind 32 de elevi pe vremea aia, eu n-am prins vremurile cu 7 days, biscuiți cu Oreo. Eu am prins vremurile cu salam, cu parizel, cine era pe șnițel era pe lux. Vă imaginați ce mirosea în clasă când 32 de copii deschideau pachetele de acasă? Și genuți era foame, te lua foamea. Ăsta al meu, colegul, stătea cu minte în bancă. Una din colegele mele vine și îmi spune, Alin, noi avem un Dumnezeu care e interesat de noi. Și noi trebuie să ne arătăm interesul. Cu alte cuvinte, că vrem într-o zi să nu ne uite. Și să ne mai dea un viitor și o încredere. Ce facem pentru el? Păi și cam ce vrea să facem? Uite, într-o zi aduc eu sandwich la colegul nostru, într-o zi aduci tu. Într-o zi eu, într-o zi tu. Gata. Ce vă spun acum, mi-am adus aminte acum, la maturitate, într-un moment greu al vieții mele, în care am zis, Doamne, de ce mă mai agăț să fiu convins că Tu mă asculți? Dumnezeu mi-aduce asta în fața ochilor și zice, Alin, nu uit. Țin minte. Am prins un curaj în rugăciunea mea în seara aia de numă. Și la un moment dat m-am dus acasă la mami, am zis, mami, într-o zi două sandwich-uri, într-o zi unu, într-o zi două, într-o zi unu. Într-una din zile când era rândul meu să duc sandwich-ul la colegul meu, mi-am uitat sandwich-ul acasă. Numai unul am avut, al lui l-am uitat acasă. Colega mea care ținea întotdeauna rândul, o zis, Alin, e rândul tău. Și eu foarte relaxat am zis, pui, l-am uitat acasă. Și ea și mai relaxat, o zis, nu-i bai că-l dai pe-al tău. N-am avut ce să fac. M-am dus cu sandwich-ul să-i-l dau. Dar eu când mergeam să-i dau sandwich-ul meu la colegul meu, mă uitam la ea. Vezi că-i-l dau. Mâine e rândul tău. Sper că ne-am înțeles. Și am dat sandwich-ul. Am zis, asta e, noi muri până la 1, 12. Când colegul meu a pus mâna pe sandwich, colega mea a bătut în bancă și a zis, Alin, hai lângă mine. Sandwich-ul ăsta al meu, el rupea în două deja. Sandwich-ul ăsta meu îl mâncăm noi doi. A fost unul dintre cele mai bune sandwich-uri pe care eu le-am mâncat. Mi-am adus aminte după ani de zile. Doamne, Tu ești același Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, da, nu uit. Tu crezi că eu am uitat? Sandwich-ul ăla din clasa a patra a dat? Nu l-am uitat. Știți ce curaj am prins în rugăciunile mele? Ascultați-mă bine, lucrați, arătați-vă interesul față de Dumnezeu prin tot ce faceți, că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu ține minte. Și pentru faptul că nu te uită, când ai mai mare nevoie, strigă, mai am viitor și pentru tine. Eu am crescut la bloc, dar în timpul vacanței de vară mergeam la bunica la țară. În satul bunicii mele moare un tată la vreo 7 copii. Bunica mea într-o zi îmi spune, Alin, ia plasa asta cu mâncare și te duci și o pui în poartă la oamenii aia. Aveam vreo 12 ani, 13 ani. Și am zis, grea pentru mine, am altceva de făcut astăzi, vreau să mă duc la joacă. Și a zis, Alin, ascultă-mă că îți va prinde bine. Dumnezeu îți va răsplăti.
Dumnezeu nu-ți va uita efortul. Că am zis că e prea grea plasa pentru mine. Am luat plasa, am pus-o în poartă, bombănind, dar am ascultat de bunica și am plecat. Au trecut ani. Am ajuns o mare, predicator. Am ajuns într-o țară din Occident. Și la finalul unei slujbe vine la mine un soț, soție și cu 4 copilași. Și ea zice către mine: mă cunoașteți? Și am zis: nu. Păi eu sunt fata lui fratele ăla, a murit tata când noi eram mici, vă mai aduceți aminte? Zice: bă, nu mai te recunosc, aveai și tu vreo 10 ani pe atunci. Și am început să discut cu ei și cu copilașii ăia. Mă, ce să conversați să fac cu copilași? Mie mi-e strași copii. Și am zis: sau ce vrei să te faci când crești mare? Unul a zis polițist, unul a zis că doctor, unul a zis că nu știu ce. Bravo, a zis, bravo. Dar una din fetițe stătea acolo și parcă mai cerea conversație. Și mă uit la ea și zic: auzi, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și fetița asta se uită la mine, începe să plângă, îi curgeau lacrimile. Și am zis: bă, dar ce am făcut așa de grav? Am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. M-am uitat la Lear, la maică-sa. Maică-sa o zis: spune, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngere prin care Dumnezeu îi trimitea de mâncare la mami când ei erau mici. Uită Dumnezeu? Nu uită. După ani de zile mi-a zis Dumnezeu și mi-a arătat: Alin, eu nu uit. Mai vine de multe ori societatea asta să spună: Dumnezeu te-a uitat, nu mai există viitor, tot o să fie în prăbușire. Nu! Dumnezeul meu care nu uită, față de care mi-arăt interesul că și El și l-a arătat față de mine, rămâne Dumnezeul prezentului și a viitorului. Și în seara asta acest Dumnezeu e prezent aici și vrea să te întrebe: tu n-ai vrea să-ți arăți și tu interesul față de Dumnezeu? Și să poți să spui în fiecare zi: Dumnezeul meu nu uită, Dumnezeul meu mai are viitor. Știți cât de mare e lupta în viața oamenilor să-L ignore pe Dumnezeu? Foarte mare. Dar știți cât de mare e binecuvântarea când omul răspunde cu interes la interesul lui Dumnezeu? Dumnezeu îți arată că nu te uită. Dumnezeu îți arată că mai are viitor. Ce-a zis Avram? Voi rămâneți aici, că eu și băiatul ne vom întoarce iarăși. Dar ce faci, Avrame? Tu vezi în viitor? Mă, nu văd în viitor, dar am încredere într-un Dumnezeu care deține controlul viitorului și mă voi întoarce cu Isaac înapoi. El știa că trebuie să-l aducă ca jertfă. A fost gata să-l pună pe altar, a ridicat cuțitul și strigă Dumnezeu din cer: stop, Avram! Nu te-am uitat. A fost doar test să văd dacă tu-ți arăți interesul. Ți-ai arătat interesul? Mi-am adus aminte că am un om pe pământ și din sămânța ta vor ieși popoare. O să vezi că sunt Dumnezeul viitorului. Tu ai avea nevoie de un astfel de Dumnezeu? Și închei eu cam astea spuse Doamnei de pe patul de pe spital, la spital. Din toată privirea rece și dură, era deja ghemuit în pat, cu lacrimi în ochi, spunându-mi deja pe voce stinsă: și eu îl vreau pe Dumnezeul ăsta. Și tu în seara asta poți să-i spui: și eu te vreau pe tine, Dumnezeule. Mai tare și mai tare și mai tare în fiecare zi. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Permiteți-mi să vă provoc la o rugăciune. Și aș vrea să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să strigați către Dumnezeu și să-i spuneți acolo unde sunteți: Doamne, mi-ai adus aminte în seara asta că Tu ești un Dumnezeu care îți arăți interesul față de mine. Ajută-mă ca și eu să-mi arăt interesul față de Tine. Spune lui Dumnezeu: Doamne, știu că Tu ești Dumnezeul care nu uiți. Ajută-mă să fac fapte vrednice de Tine. Știți ce s-a rugat David? Adu-ți aminte, Doamne. E una dintre cele mai frumoase rugăciuni. Dacă ca să-și aducă aminte Dumnezeu de ceva, trebuie să-i dai material. Trăiește frumos, trăiește demn, ca să aibă Dumnezeu să-și aducă aminte de tine și să-ți mai spună în momentele complicate ale vieții: eu mai am viitor, nu te lua după alții. Eu dețin controlul viitorului. Că vine medicul și zice:
cancer. Și tu spui, mă, dar Dumnezeul meu mai are viitor. Păi da, da, e metastază. Mă, nu poate fi, mă, e drept. Dar Dumnezeul meu mai are viitor. Și alege uneori Dumnezeu pe unii să ia prin cancer. Dar alege uneori Dumnezeu să le arate oamenilor că mai are viitor și pe pământul ăsta. Și mai are un viitor etern în împărăția sa. Spune lui Dumnezeu în seara asta, sunt aici și ajută-mă să înțeleg ce fel de Dumnezeu am și să trăiesc pe măsura a ceea ce știu și cred. Că Dumnezeul meu e interesat, Dumnezeul meu nu uită și Dumnezeul meu mai are viitor. Așa cum stăm, ne rugăm și îl chemăm pe El în viețile noastre mai tare. Amin.